Spitalul Județean Suceava are 2 medici pregătiți să monteze dispozitive cardiace de tipul stimulatoarelor și defibrilatoarelor, precum și toată aparatura necesară pentru astfel de intervenții chirurgicale. Problema este că medicii nu se pot apuca de treabă, pentru că cea mai mare unitate medicală din Județul Suceava nu a reușit să obțină încă avizele necesare ca să dea în funcțiune laboratorul de pissing. La începutul lunii ianuarie, managerul Alexandru Calancea a cerut un aviz de la Ministerul Sănătății, iar angajații instituției au pasat problema în curtea Direcției de Sănătate Publică Suceava. Responsabilii DSP au avut nevoie la rândul lor de câteva zile ca să clarifice baza legală pentru eliberarea avizului. Ați pus în funcțiune laboratorul pentru montarea stimulatoarelor cardiace? Este finalizat, lucrarea este finalizată, este recepționată, laboratorul este dotat așa cum trebuie, avem 2 medici care pot să activeze, au posibilitatea să activeze în acest laborator. Din păcate încă nu avem toate avizele primite pentru acest laborator. Așteptăm ca Ministerul Sănătății, am trimis către Ministerul Sănătății o solicitare pentru schimbare de structură, pentru că este o nouă structură care apare în Spitalul Județean Suceava. Dumnealor ne-au anunțat că până la data de 30.06.2023, DSP-urile în cazul Spitalului Județean Suceava ar putea să dea acest aviz și așteptăm un răspuns din partea dumnealor. Nu ați primit de la DSP până acum niciun răspuns? Nu am primit în momentul de față, am primit doar informarea Ministerului Sănătății în urma solicitării pe care am trimis-o prin Consiliul Județean pentru schimbare de structură. Am primit informarea Ministerului că acest aviz poate fi dat și de către DSP. După aproape o oră de la discuția cu reporterul televiziunii Intermedia, managerul Alexandru Calancea a anunțat că a primit avizul de la Direcția de Sănătate Publică. Însă chiar și așa, medicii nu se pot apuca de treabă pentru că reprezentanții Comisiei Naționale pentru Controlul Activității Nucleare, CNCAN, au transmis doar verbal că laboratorul de pissing de la Suceava îndeplinește condițiile legale de funcționare, nu și în scris. Este o nevoie a pacienților din județul Suceava, singurul centru în care se montează stimulatoare în Moldova este în Iași. În timp ce instituțiile statului tergiversează emiterea autorizațiilor, sute de bolnavi din județul Suceava, a căror viață depinde de montarea unui defibrilator sau stimulator cardiac, fac naveta la București, Cluj sau Iași pentru operație sau pentru verificarea dispozitivelor cardiace deja implantate.